Bine v-am regăsit, dragi cititori, la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise, în cadrul unei noi campanii desfășurată pe site-ul editurii Herald, Cabala, Alchimia și Puterea Cuvântului, o campanie prin care deschidem, aș putea spune, drumul sau o călătorie livrescă pe urmele tradițiilor mistice fundamentale, unde vom prezenta unele dintre cele mai semnificative, am putea spune, lucrări aparținând hermetismului, cabalei și alchimiei, arte sacre, care reprezintă chei de acces către cunoașterea simbolică. În acest demers, înțelegerea fiecărui cuvânt este fundamentală pentru revelarea mesajului. Astăzi, alături de noi, este Monica Găitănaru, psihoterapeut junghian, formator în referențialul arhetipurilor personale. Vorbim despre, am ales o carte despre care am mai discutat, o carte, un text fundamental. Este vorba despre Simbolismul corpului uman, de Annick de Suzanel, o carte publicată în colecția Arhetip. Iată că pe lângă cele două colecții care fac cumva și subiectul campaniei și al titlului, Cabala și Alchimia, iată și cărți din colecția Arhetip, pentru că vom vorbi și despre arhetipuri. Deci, Annick de Suzanel, Simbolismul corpului uman. O lucrare clasică, putem spune, în cercurile ezoterismului francez. Annick de Suzanel, un terapeut creștin-ortodox care a studiat matematica și teologia și vom vorbi și despre importanța cumva interdisciplinară a profesiilor sale și aici mă refer la arborele sefirotic și la structura arborelui sefirotic din punct de vedere până la urmă și din punct de vedere matematic. Ea a fost profund influențată de psihologia lui Carl Gustav Jung, cel despre care noi chiar vorbeam înaintea înregistrării. Se consacră Annick de Suzanel spiritualității creștine, în tainele căreia descoperă însuși sensul existenței umane. Pentru domnia sa, mitosul creștin este o cale vie spre realizarea potențialului uman, dar o cale al cărui limbaj a fost cumva uitat. Deci, Annick de Suzanel, Simbolismul corpului uman. Monica. Mulțumesc frumos pentru invitație și Sorin și sunt foarte onorată să pot să fiu împreună cu tine în prezentarea în jurul acestei cărți pe care o consider absolut minunată. E o carte care mi-a creat surprize de proporții pentru că îți mărturisesc, sunt foarte pasionată de mitologie de când mă știu, lucrez foarte mult cu partea simbolică, mitologică, arhetipală, atât în profesia mea cât și pe partea de formare și în cursurile pe care le ofer, însă interpretări precum cele pe care ea le aduce aici în carte, viziunea și modul ei de a analiza unele dintre miturile fundamentale ale culturii noastre europene, nu am mai întâlnit. A fost peste toate așteptările mele și o surpriză extrem de plăcută. În această carte, așa cum ai spus și tu, nu este o carte ușor de citit. Într-un alt material, într-un alt interviu cu doamna profesor Felicia Valman, vorbeam despre această carte ca despre o carte asupra căreia îți vine să revii la un anumit interval de timp, pentru că într-o anumită perioadă a vieții o citești într-un anumit fel, s-ar putea ca peste 5, 6, 7 ani să privești cartea aceasta și să o citești cu alți ochi și așa mai departe, atât în funcție de experiența de viață, dar bineînțeles și în funcție de aplecările și de pasiunile pe care le ai asupra anumitor zone ale spiritualității și ale tradițiilor spirituale. O carte, spuneam mai devreme, pomeneam cuvântul interdisciplinaritate, pentru că, iată, Annick de Suzanel și matematician, ea la bază a fost asistent medical,
matematician, teolog, care se convertește de la catolicism la creștinism ortodox, care a venit de câteva ori în România în urmă cu 20-25 de ani, care, alături de Marius Vasileanu, un apropiat al domniei sale, face un soi de, i-aș spune, de pelerinaj la mănăstirile din Bucovina, tocmai pentru a afla mai multe lucruri despre ceea ce înseamnă creștinismul ortodox, despre ceea ce înseamnă rugăciunea inimii și alte lucruri care țin de isihas și de spiritualitatea creștin-ortodoxă. Și de asta spomeneam puțin mai devreme despre interdisciplinaritate, faptul că acolo se împletesc și viziunea cu care ea scrie această carte are legătură, așa cum spuneai și tu, și cu elemente din Kabbala, și aici vorbim despre arborele sefirotic, și cu elemente din medicina tradițională chineză și cu elemente din, și cu elemente din creștinismul ortodox, anumite lucruri din Vechiul sau din Noul Testament, cărora noi, la o primă citire, nu le-am acordat acea semnificație simbolică despre care tu pomeneai puțin mai devreme. Da, exact acest sincretism pe care îl putem întâlni în abordarea ei, atât de multe tradiții, atât de multe viziuni, atât de multe lentile, ca să le zic așa, hermeneutice, pe care le pune împreună în această analiză pe care o face în simbolismul corpului uman, mi se pare că aduce o perspectivă extrem de îmbogățitoare oricăreia dintre aceste discipline pe care le contopește în interpretările pe care le face, pentru că din orice perspectivă ai privi, tonul, stilul absolut surprinzător și revelator pe care îl abordează și prospețimea acestei priviri unice pe care o are spre miturile cărora le face o interpretare nu doar că plină de miez din punct de vedere intelectual, pentru că este o provocare și din punct de vedere intelectual, această lectură prin toată bogăția de informații și de corelații pe care le face, dar respiră pe parcursul întregii cărți un anumit lămuritor și clarificator, dar într-o manieră extrem de binevoitoare. Mie mi se pare uluitor și a fost una dintre surprizele cele mai mari să văd o interpretare atât de luminoasă, inclusiv asupra unor mituri, pe care, în general, noi aveam tendința să le privim într-o cheie fatalistă. Adică inclusiv perspectivele pe care le aduce asupra mitului lui Oedip, felul în care vede și interpretează toate întâmplările din viața lui, inclusiv denumirea fiecăruia dintre copiii lui Oedip, dintre fiii și fiicele sale, toate lucrurile capătă un cu totul și cu totul alt tâlc, pentru că e ca și când aprinde o nouă lumină asupra acestor mituri care țin în mod categoric de tezaurul cultural al culturii occidentale, dar de data aceasta cheia absolut vindecătoare pe care o aduce Anic de Suzenel mi se pare fundamentală. Este o perspectivă care parcă îți face bine la suflet. Pur și simplu te mângâie în timp ce citești și te alină apropo de acele interpretări vechi care erau foarte limitative, care reduceau extrem de mult lucrurile într-o dimensiune tragică, fatalistă, că nu sunt niște mituri tragice până la urmă acestea, însă cheia în care ea le analizează mi se pare de-a dreptul izbăvitoare, aș putea să zic. Mi se pare absolut eliberatoare, ca și când totuși fundamentele gândirii și culturii occidentale nu sunt atât de fataliste cum le consideram noi, ci în sfârșit capătă un tâlc extrem de luminos și ne dă și fiecăruia dintre noi în călătoria noastră eroică anumite chei, anumite direcții și anumiți pași pe care îi avem de parcurs
pentru a transforma inclusiv acele elemente care ar putea să pară tragice ale existenței noastre în tâlcuri profund vindecătoare, aducătoare de sens, de mângâiere, de lumină și de taină în același timp. O carte pe care orice cititor pasionat, nu doar de ceea ce înseamnă elementele de simbol ale corpului uman, dar și, eu știu, să spunem că persoane care sunt pasionate, cum spuneai și tu, de arhetipuri, de asemenea, în egală măsură și de psihoterapeuți. De ce ai recomanda această carte? Aș recomanda-o pentru că fiecare dintre noi, în propriile povești, în propriul drum prin viață, ajungem într-o formă sau alta să ne potignim. Avem, poate, fiecare în istoria noastră, când întoarcem privirea spre trecut, momente pe care nu le-am înțeles poate pe deplin, nu le-am vindecat, nu le-am integrat, cum spunem noi, din punct de vedere terapeutic. Și această carte mi se pare că arată exact felul în care putem să privim spre lucrurile neînțelese din viața noastră, așa cum privește autoarea către acele mituri pline de fatalități, pline de tragedii, pline de lucruri implacabile și foarte greu de înțeles dacă este să le analizăm într-o cheie logică. E ca și când ne dă și nouă speranța că, deși poate încă nu am înțeles, nu am integrat, nu am vindecat anumite aspecte ale vieții noastre, ele cu siguranță au un sens și cu siguranță ne-au fost date într-o dimensiune inițiatică mai degrabă și care să servească procesului nostru evolutiv decât ceva care să ne împiedice în mod implacabil atingerea scopurilor noastre. Poate că scopurile noastre nu erau întotdeauna acelea care să reprezinte o scară evolutivă în viața noastră, dar ceea ce a venit să ne denatureze de la o cărare sau alta, poate că a fost un mesager, poate că a fost inclusiv un incident salvator. Odată ce citim și integrăm o asemenea lucrare, mi se pare că perspectiva pe care o căpătăm asupra propriei noastre vieți este una mult mai încrezătoare și plină de optimism, dar nu în sensul acela al unei optimism încărcat de profunzimea aceea, a unei încrederi în tâlcurile încă nevăzute ale vieții. Chiar dacă nu vedem întotdeauna de ce anumite lucruri se întâmplă sau s-au întâmplat într-un fel sau altul, o astfel de carte mi se pare că ne așează foarte blând și frumos și clar în acest fundament al speranței că totul are sens, totul are tâlc, atâta vreme cât ne dăm poate voie să privim asemenea lui Tiresias, dincolo de toate aparențele, asemenea acestor profeți, asemenea acestor personaje pe care le evocă prin miturile pe care le analizează în carte. Și aș mai spune un lucru, deși poate că pentru persoanele mai ales care nu sunt familiarizate cu limbajul cabalei, care presupune totuși și destul de multă tehnicalitate, sunt atât de mulți termeni, atât de multe concepte, poate străine pentru anumiți cititori, deși aceste lucruri poate că nu ne sunt ușor de asimilat la o primă lectură, pur și simplu, lumina care transpare din această carte mi se pare că este în sine vindecătoare. E o carte pe care eu personal, poate să sune ciudat, dar îmi face bine să o am pe noptiera mea de lângă pat. Este o carte pe care o țin acolo, chiar dacă n-am întotdeauna puterea să citesc din ea seara, mai ales dacă sunt obosită, dar îmi face bine să știu că e acolo, lângă mine, această carte cu aceste lucruri pe care poate că nici măcar nu le cuprind în totalitate, dar reprezintă legământul meu, că vreau să o înțeleg, că vreau să o integrez, că vreau să pătrund aceste taine spre care mă simt profund chemată, pentru că, de fapt, această carte cuprinde foarte multe chemări. Cuprinde chemări către adâncurile ființei noastre, către acele profunzimi în care ne putem întâlni cu noi înșine, cei adevărați, și cu părțile acelea din noi care ne pot fi călăuze și ne pot fi
maestri ai propriului suflet. De asta așa cum. O carte care cu siguranță are o energie pozitivă și atunci doar simpla ei prezență, cum spuneai tu, pe notieră, contează foarte, foarte mult. Aș mai spune că această carte reprezintă și un studiu foarte elaborat care încearcă să readucă la viață mitul, așa cum spuneai și tu, aplicând simbolismul limbii ebraice la înțelegerea Bibliei și a Vechiului Testament, în mod special la referințelor foarte numeroase la corpul uman care apar în textul sacru. Și oarecum, am spune deloc întâmplător, autoarea are revelația semnificației arborelui sefirotic, arborele vieții sau copacul vieții, cumva făcând referire, cum de altfel se face și în alte cărți, și mă duce gândul la o altă carte, dar de data aceasta din colecția Sefer, este vorba despre moștenirea mistică a copiilor lui Abraham, o carte despre, mod special despre Cabala și despre legăturile cu celelalte tradiții spirituale. Și când vorbeam despre arborele sefirotic, imediat, așa cum este el structurat, un desen pe care foarte multă lume îl știe, mă gândeam automat și la celebrul desen al corpului uman în poziția lotus, unde apar și chakrele din tantra din nordul Indiei. Deci, așa cum spuneam, arborele vieții din filozofia cabalistică ca model arhetipal al corpului uman, descrind de fapt o autentică cale spirituală spre unirea cu divinul. Este, putem spune, o carte cu profunde implicații, bogată în paralele mitologice, așa cum spuneai și tu, și interpretări în spirit cabalistic ale textului biblic. Dragii noștri, a fost astăzi alături de noi Monica Găitănaru, psihoterapeut junghian, formator în referențialul arhetipurilor personale. Am vorbit despre cartea Simbolismul corpului uman de Anic de Suzanel, publicată în colecția Arhetip a editurii Herald, carte care face parte din campania Cabala, Alchimia și Puterea Cuvântului și, bineînțeles, o puteți găsi cu reducere pe site-ul editurii Herald. Mulțumim foarte mult, Monica, vă mulțumim și dumneavoastră cu recunoștință că ați fost și de această dată alături de noi și ne dăm întâlnire la o nouă rubrică a emisiunii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, vă mulțumim, să aveți o zi binecuvântată și lectură plăcută. La revedere!